Aproape ca în fiecare final de vară, cu doar câteva săptămâni înainte de întoarcerea elevilor în clase, multe școli sunt încă în șantier. Primarii spun că trag tare pentru ca lucrările să fie încheiate la timp, însă o parte dintre clădiri nu vor fi funcționale nici până la 1 octombrie. Aici trebuia să fie o sală de clasă, aici în partea dreapta trebuia să fie un laborator de biologie sau chimie. La Nădlac, de 13 ani, se lucrează la un campus pentru elevi. Nici acum nu este finalizat. Ca atare, școala se face în clădiri, pentru care primăria plătește chirie, peste 100 de mii de euro pe an. La 1 aprilie 2008 am fost chemată de către domnul primar, pentru că se turna prima cupă de beton. De-a lungul anilor m-am gândit să nu fi fost o păcăleală de 1 aprilie. Speranța moare ultima, așa că mai așteptăm să ne acorde cineva sprijinul. Campusul ar trebui să fie printre cele mai moderne din țară, cu săli de clasă, laboratoare, internet, terenuri de sport și garsoniere pentru profesori. Dacă acest proiect grandios nu s-ar fi demarat acum aproximativ 13 ani, pe acest teren de 4,5 hectare s-ar fi putut construi una, două sau chiar trei școli. Investiția a fost foarte bine gândită, dar din păcate nu a fost finalizată. La școala din Stoina, județul Gorj, se lucrează la grupul sanitar, încă din 2012. Constructorul s-a angajat conform contractului să finalizeze la începutul anului școlar să fie funcțional 100% acest grup sanitar. Și la Târgu Jiu, speranțele sunt la fel de mari. Fostele ateliere ale unui liceu au fost transformate cu bani de la bugetul local în cea mai mare creșă din oraș. Numai că mobilierul necesar nu va ajunge aici mai devreme de o lună. Terminați până începe școala. Terminăm. Musai. Musai ce? La Timișoara, Colegiul Tehnic Emanuel Ungureanu intră în reabilitare cu bani europeni, în prag de septembrie. Se va lucra pe exterior atât timp cât timpul permite, urmând a se lucra și în interior peste iarnă, probabil. Numai în Timiș, 14 unități de învățământ nu au autorizație sanitară de funcționare. 88 nu au autorizație ISU. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.